Scopul și durata vizitei, da? Da, eu sunt Dragoș Anastasiu, sunt născut în România, plecat în Germania la 18 ani, am studiat medicina, m-am întors la 30 de ani, am făcut antreprenoriat, am trecut printr-o 30 de firme, Eurolines, Tui Travel Center și așa mai departe. Ăsta sunt eu. M-ai întrebat de, de rușine. Eu am întârzi rar la întâlniri, dar atunci când sunt târziu, mi-e rușine. Și trebuie să recunosc că și 10 minute sau un sfert de oră pentru mine reprezintă o gheară în stomac, pentru că am sentimentul ăla că cineva își pierde timpul așteptându-mă pe mine și nu, nu îmi place foarte mult să se întâmple lucrul ăsta. Am vreau să spun definiția index Asta este că rușinea da. este o emoție, un sentiment generat de eșec. Sau insucces. Sau insucces. Da. Dar poate, eu cred că nu e completă definiția asta, pentru că rușinea poate fi generată și de altceva. De exemplu, de faptul că ești deosebit sau faci ceva deosebit sau ești în afara normei. De exemplu, dacă m-aș dezbrăca acum de pantaloni aici. N-ar fi niciun insucces. Ferdice mâna sus cine vrea pe Dragoș dezbrăcat, că poate facem o premieră aici la... N-ar fi niciun insucces, decât în mintea mea, probabil, da? Ai și a, o nenorocire în fața celorlalți. Da, Trăiască că, terapeuții după așa ceva. Dar probabil că mi-ar fi rușine. Da? Pentru că ar fi... Norma nu este să stai în genitalele goale de față cu, cu ceilalți. Sunt normele în, în, în societățile vestice. Doamna Oana, ziceam că nu vă cunoaștem. Ziceți, când v-a fost rușine ultima dată și de ce? Acum. <laughs> uh, e 16.30, încă mai pot să spun bună ziua, că de la 5 se spune bună seara. Numele meu este Oana Barbu, sunt lector la Universitatea de Vest din Timișoara. În paralel, organizez evenimente pentru că sunt îndrăgostită de publicitate, deși am terminat filozofia și m-am ocupat o grămadă de vreme, chinezul știe, de ruibiu din Timișoara. Asta așa, ca și pachet, ca și pachet pe scurt. Cu succes, de altfel. La un Mulțumesc. Dat. Da, cu succes, la un moment dat. Acolo e o poveste interesantă de succes și eșec, care poate la un moment dat ar merita mai multă mai, mai multe atenție sau mai multe pagini scrise. Um, da, vă ziceam că acum mi-e rușine, pentru că e cumva inconfortabil să te vezi pe tine în fața a 500 de oameni și să crezi că tu ai ceva să le spui. Um, am acceptat invitația de a fi aici pentru că am fost în diferite roluri de-a lungul vieții mele scurte Uh, și am încercat să învăț din fiecare rol în care am fost câte ceva. Și dacă am învățat ceva despre rușine, a fost că nu e definiția din Dex, ci că e acel moment în care noi uităm de noi și de cât de importanți suntem noi, de fapt. Și ne poziționăm în felul în care ceilalți, sau credem noi că ceilalți, uh, ne percep, apropo de norme. Cam, uh, cam aici stau lucrurile. Da, una profesoară, ce să mai. Deci, uh, ne dă da lucrare de control. Mulțumesc. O, vă rog. Eu sunt Ruxandra Luca și sper că mă văd mai bine decât mă auzeam mai devreme. Da. Sunt mamă de trei. E rolul în care mă regăsesc cel mai bine și care îmi place cel mai mult și care mi-e cel mai drag din lumea asta. În afară de asta sunt creator de conținut în mediul online, sunt, nu știu dacă mă urmăriți, dacă nu, ar trebui să o faceți, dacă nu. Sunt activă pe Facebook, sunt activă pe Instagram, unde îmi place să împărtășesc cu urmăritorii mei lucruri care chiar să aibă valoare, muncesc mult la conținutul pe care îl postez și poate mă știți de la televizor. De la Neața, poate mă vedeți zilnic la Happy Cafe, Um, asta sunt eu, sunt un om care în ceea ce privește rușinea mi place foarte mult subiectul ăsta um, E un capitol la care lucrez cu mine până în ziua de azi Și acum lucrez cu mine la capitolul ăsta Pentru că e mai mult o jenă E ceva ce duc cu mine din copilărie Și simt frecvent că mi-e jenă să fac tot felul de lucruri a fost jenă, de exemplu, în drumul de la aeroport până la hotel Să-i spun șoferului de Uber Să dea mai încet aerul condiționat Pentru că sunt răcită și pentru că mă deranja mai devreme, um, cineva a vrut să-mi strângă mâna, am dat să îmbrățișez persoana respectivă și mă gândeam, băi, am greșit, mi-e jenă, m-am comportat cum nu trebuia. Mi-e jenă în tot felul de situații și încerc să nu mai fie, lucrez cu mine, merg la terapie să depășesc treaba asta, dar e ceva, e, vine din copilărie cu rușinea, de la rușinea cu care am crescut și despre care poate, dacă vom continua discuția, o să apuc un pic așa să vă povestesc, pentru că am auzit de foarte multe ori nu ne fă de râs. Ce rușine ești, fetiță mare, e rușine, rușine mare. Și rușine mare era, poate să te lege de pe un picior pe altul, poate să-ți sugi degetul, poate să te ascunzi după mama, era rușine mare, adică niște lucruri aparent banale, care iată erau motive de rușine și care până în ziua de azi, în situații banale, eu, mi se activează și simt acea rușine pe care încerc să nu o mai simt și pe care cu siguranță încerc să nu le o transmit copiilor mei. E foarte important să crească cu respect pentru ceilalți, nu cu rușine privind felul în care se comportă și ceea ce sunt. Mulțumim! Să continuăm. Bună mai venit seara! Mă numesc Monica Munteanu, mă bucur să fiu aici. Timișoara este unul din locurile mele preferate și mă întorc cu drag de fiecare dată. Sunt o timidă ex exersată. Am mai spus asta și în alte ocazii, și se vede și din uh, felul cum mă susțin discursul, așa puțin stângaci. Uh, pe de altă parte, apropo de rușine și de subiectul zilei de astăzi, eu am să zic ce am zis și înainte să intrăm în această discuție: că rușinea asta nu e atât de rea. Și da, am crescut cu ea și. Uh, Noua epocă ne învață să o depășim, să încercăm să scăpăm de ea, să fim cât mai curajoși și să ne depășim limitele rușinii. Eu trăiesc încă cu ele uh, și așa adăuga la definiția pe care a dat-o mai devreme uh, moderatorul nostru superb și încântător, uh, faptul că uneori poate să-ți fie rușine de niște acțiuni pe care nici măcar nu le-ai făcut tu. Și este și cazul meu. Eu reprezint carierele unor oameni, succesul lor este și succesul meu, în succesul lor este și în succesul meu și de multe ori mi-e rușine fără să fi făcut eu ceva care să fie neapărat greșit. Și și asta este o formă de rușine foarte frecvent întâlnită, mai ales în lumea empaților, din care eu fac parte. Um... Nu aș vrea să uh, vin aici cu un act de curaj Hai să nu mai avem rușinea cu noi Ci mai degrabă Hai să o îmbrățișăm Într-un mod mai selectiv Mulțumesc Înainte de a da cuvântul următoarei Invitate Vreau să vă zic că unii organizează evenimente Numai ca să vadă ei pe scenă Așa e și Luminița, Care are un rol extrem de important În evenimentul ăsta și Azi Un pic așa aplaud așa că... Mulțumim Chiar... Ei! Ei, mulțumesc, mulțumesc, are mult, uh, bună, numele meu este Luminița Hălmăgean așa cum m-a povestit și moderatorul nostru sunt unul superb. dintre, superb și minunat da, da, da. fără de care nu aș fi putut să fac ceea ce fac acum sunt unul dintre organizatorii acestui eveniment și mi-am dorit foarte mult să duc acest eveniment în Timișoara tocmai pentru că rușinea este unul dintre Problemele pentru care, una dintre problemele pentru care mă duc la terapie, așa cum zicea și Ruxandra. <laughs> și uh, rușinea mea, de fapt, am descoperit în terapie că are de a face cu teama de a nu fi acceptată. Da. Și la mine rușinea se manifestă în momentul în care ar trebui să zic îmi pare rău, nu știu. Că eu mă gândesc că dacă zic îmi pare rău, nu știu, o să fiu catalogat ca ok, nu-i nu bună, hai să o dăm la o parte. Și atunci până nu de mult, am zis tot timpul da, am fost un super yes man, un super people pleaser și m-am dat peste cap și am stat foarte multe ore să învăț lucruri care n-ar fi trebuit să le știu. Cam asta e povestea mea cu rușinea. Că, într-adevăr, cum zice și Monica, trebuie să o acceptăm. E bună rușinea, că dacă nu avem rușine, cum zicea Dragoș, venim și facem puding pe aici. Dar, în același timp, să fie selectivă. Cătălin Meșter tot îmi zice, bă, și dacă ești moderator, tu trebuie să zici o poveste personală. Și am zis, n-am eu povești personale, băiat, nicio problemă. Și acum, înainte de asta, m-am gândit, zic, bă, ce dracu, că eu nu mi-aduc aminte că mi-a fost rușine. Atât de nesimțit sunt. <răzări> și atât de arogant. Zic, bă, nu mă pot face ești telecomandă. Ești da. Ești bine crescut. Se, se, cheamă nerușinat. Și cumva inspirat de altă mostră nerușinii, nerușinii da? <răzări> Mi-au să aminte ultima dată când m-am simțit, dar m-am simțit uh, uh, rușinat de faptul că s-a fost așa bou, știi? Deci cumva că mă uitam în oglindă, nu față de ceilalți, că ceilalți nu-mi pasă, cu excepția celor. Eram la un pitch, foarte, pe bani foarte buni, eu am o agenție de marketing. Pitch înseamnă că te duci și convingi clientul să-ți dea bani, știi? Eram un pitch, dăm drumul, o prezentare superbă făcută de aia înțelegi? Și scrie acolo cum ar fi, pitch la domnul Dragă, Euroline. Scria numele clientului mare, înțelegi? Eu toată prezentarea am rostit numele concurentului principal. <laughs> La început oamenii din, din, sală erau așa perplexi, după a început să râdă. Am prins contractul că era, eram prea buni, în sensul că noi eram așa scumpi. Da? Și după aia am dat seama, zic, bă, cum am putut face așa ceva? Ce-a fost în capul meu? Deci am zis și eu povestea personală și acum trecem mai departe. Cumva, bun, deci rușinea îi în raport cu ceilalți, da? Sau în da. raport cu fiecare dintre voi? Ca și asta e o discuție. În raport cu fiecare dintre noi, în raport cu ceilalți, în raport cu normele, uh -huh. și e, sunt foarte multe fațete. Pe măsură ce vă ascult, și m-am și gândit astăzi de dimineață în avion, îmi dau seama că rușinea e și bună, e și rea, e de toate felurile, bine că este când este, câteodată e nasol că este și trebuie să ne confruntăm cu ea, pentru că asta de foarte multe ori, și mă bucur că uh, spun fetele aici că merg la terapie se poate merge la coach înainte, depinde de gradul de cât de adânci sunt șinele alea greșite. Deci, da, depinde. Uite, eu am avut prima dată, mi-aduc aminte, prima dată un sentiment de rușine, apropo de mi-e rușine când fac alții ceva. O fi bine, o fi rău. Și vă spun, când am avut, mi-aduc aminte, un sentiment profund de rușine, când aveam 10 ani, și părinții mei s-au despărțit. Și mi era rușine. Nu, eu nu făcusem nimic. Sau, nu știu, probabil că nu făcusem nimic. Nu cred că din cauza mea s-au despărțit. Dar mi era rușine. Mi era rușine să mă duc la școală să spun că părinții era 1974, anul nașterii Eu aveam 10 ani, anul Un an bun, mele. un an bun. Mai adică... puțin pentru Tomul Dragoș. <laughs> da, aveam 10 ani. Nu că i-aș fi simțit lipsa tatălui care nu mai stătea cu noi, pentru că și înainte, fusese vreo doi ani plecat în America, pe el l-am copiat eu cu munca și nu era pe acasă, nu prea stăteam cu man. nu, nu, mă deranja că pleacă tata. Dar faptul că eu trebuia să merg la școală și să spun că părinții mei s-au despărțit, a fost ceva ce m-a apăsat cel puțin un an de zile. Și nu reușeam să rostesc acest lucru. N-am putut să mă duc la copii, la prietenii mei, la colegii mei să le spun. Ok, ăsta este un sentiment. Nu știu de ce l-aveam atunci. De obicei, ni se face rușine când e afectată imaginea noastră. Pentru că, de fapt, e despre noi. Să nu ne facem noi de râs. Uite, pun o întrebare într-o sală, zic ăștia că sunt prost. Da? Sau sunt într-o ședință ca șef, vorbesc ceva colegii mei, eu nu înțeleg nimic ce vorbesc acolo, dar cum să întrebă, ziceți-mi și mie asta, eu sunt prost, șef, mai, da? rușine și tac din gură, mucles, nu înțeleg nimic și mai cert după aia ca să arăt că mă bag și eu în seamă cu ceva să-i cer să se uite la mine să oprească. Deci astea sunt momente uh, de care trebuie să scăpăm și probabil că aici coach, terapie, uh, să ne Preocupe -te, să, să abordăm cu noi înșine tema asta, cu prietenii noștri, cu terapeuții noștri și așa mai departe. Asta este un lucru bun. Pe de altă parte, toate e bine să-ți fie rușine. Dacă tu întârzi la toate întâlnirile, să-ți fie rușine. <laughs> ok? Sau dacă... Deci, chestia asta cu rușinea cumva e discutabilă, dar pentru că suntem la fel, probabil că ar trebui să discutăm de partea asta, știi, de nerușine că ne facem de râs sau ne e rușine că nu ne-am atins obiectivele, ne e rușine pentru că avem un eșec și nu mai putem să ieșim în public. Am dat faliment, am, am intrat în insolvență, așa. Și mi-e rușine, nu mai ies... Uh... Nicăieri îmi aduc aminte că am trecut prin perioade grele, aproape de insolvență, prin 2008-2009, când era criza financiară, uh... și nu mai vreau să mă duc la servicii. Eu nu mai vreau, știți bancul ăla cu bulă, nu? Uh... Îi spune mama lui Bulă, trezește-te, du -te la școală. Bulă zice, nu, nu, nu vreau să mă duc, du la școală, nu du-te la școală. Du-te la școală, că ești directorul școlii. Așa. Așa era și cu mine, nu mai vreau, era rușine să mă duc la propria mea firmă și să, mă, să, să, îi confrunt pe ceilalți cu problemele pe care le aveam. E, aici trebuie să lucrăm cu noi înșine și cred că asta este lucru cel mai important cu care putem să plecăm de aici, că Rușinea nu o facem noi înșine, punându-ne câteodată obiective prea înalte sau neacceptând că eșecul face parte din viața noastră și că putem să învățăm din el și că nu trebuie să ne fie rușine de el și că trebuie să fim autentici, și că trebuie să trecem prin eșec împreună cu ceilalți, pentru că și cu asta închei, când am avut noi problemele astea aproape de insolvență, soluțiile au venit de la colegii mei, după ce vreo șase luni mă, în fața firmei noastre, în cimitir, și eu mă plimbam în cimitir cel puțin două-trei ore pe zi, căutând soluții. Și la un moment dat am zis, bă, nu mai, e, că degeaba, ăștia nu vorbesc cu mine, nimeni în cimitirul ăsta, tac toți din gură, hai să mă duc la ei mei. Și au început ei mei să găsească soluții. Deci, nu trebuie să ne fie rușine, ci trebuie să ne îndreptăm către cei din jurul nostru, care de obicei sunt dornici să ne ajute. Voila! Mm -hmm. Am văzut, Oana, am văzut că ai dat din cabla ce-a zis Dragoș într-una, într-una, într-una. Îi dai like și share sau îi și contrazici un pic? sau? Îi dau și 10. Eu zic să mergem acasă, că a zis, a și pus punct așa la final, a tras concluzii, ca într-un eseu, au fost și aplauze. Dar pentru că, în primul rând, îi dau like și share și follow și așa, pentru că rușinea e de foarte multe feluri. Și dacă am reținut ceva din ce a zis Dragoș, ideea e că anumite feluri de rușine o învățăm, le învățăm când suntem mici, probabil pentru a ne seta o direcție, a, a diferenția între bine și rău. În, a încerca cumva să ne conformăm unor norme sociale, pentru că nu suntem one-man islands, da? trăim într-o societate și um, trebuie să învățăm care sunt normele cu care să ne conformăm. Nu multe, dar care, în filozofie se spune, nu îi rănesc pe ceilalți. Și atunci, ca să nu se ajungă la acele momente... Când, sunte, când sunt oamenii mici, sunt învățați că dacă încalcă aceste uh, norme, sunt făcuți de rușine. Da, da? Ce uh -huh. Pe de altă parte, ca în orice situație umană, se trece dincolo de această uh, regulă a rușinii care te conduce înspre prea des, poate, înspre lușinea care te poate umili, care te poate deznădăjdui, care te poate deraia de pe un parcurs uh, pe care tu l-ai crezut că e bun. Apropo de rușinea generată atunci când nu ești tu de vină neapărat, dar pare că tu ești de vină, uh, mi-a venit în minte acum eu ți-am spus înainte că am atâtea povești de nu știu pe care o să o aleg și o să o aleg atunci pe, pe moment după cum merge discuția. Mi-aduc aminte că fiind băiat pădur cu ram, fiind fată pădur cu trei ram în liceu, scriam multă poezie, proză scurtă, visam să ajung scriitor, profesoară de limba română cel puțin și de acolo o să câștig și premiul Pulitzer. Și scriam poezii, dar o făceam foarte vehement și ceream validarea profesoarei mele de limba română, care nu era deloc, dar deloc, deloc interesată de poezia mea. Eu venim din școala generală unde avusesem parte de atenția susținută de coaching-ul profesoarei mele de limba română din generală. În liceu, profesoara mea de limba română n-a fost curioasă de poezie pentru că era, eu fiind la clasă de filologie, ea era mai mult pe teorie literară și gramatică. Și aveam noi, la clasa de filologie, cei care au făcut filo, sper să nu mai existe materia asta, dar poate mai e, a fost bună, pe de-o parte, teorie literară. Uh -huh. Și la teorie literară, eu obișnuiam să nu scriu, să nu-mi scriu lecțiile, și pe spatele caietului, unde avem noi toate însemnările alea, așa foarte personale, scriam poezii. Și când trecea profesoara mea pe lângă banca mea, împingeam caietul să vadă. Că uite, uite, observă-mă, uite, am scris o poezie, bagă-mă în seamă, zic că e ok. Și la una dintre orele de teorie literară, profesoara a spus, hai Oana, ești la tablă cu poezia asta să vedem dacă este artă poetică, ars poetică. Da? Și eu, plină de încredere, în sfârșit m-a remarcat. Acum e momentul. Mi-am scris poezia cu cretă pe tablă, scârțâind, da? Patru strofe, cuvânt cu cuvânt. După care a început. Haideți, dragi colegi, să vedem primul vers, conform normelor nu știu care și nu știu care, teoriei lui nu știu care și nu știu Este? Intră în categoria de artă poetică? Nu. Și-a tăiat cu linie. A urmat al doilea vers. Al... Iar eu stăteam lângă. Și s-a întâmplat lucrul ăsta cu patru strofe. La nu niciuna dacă nu te-ai calificat? Nu m-am calificat la, ni la niciuna. În nici un bine, Nu, Rumbven. motiv pentru care în ziua de astăzi scriu texte pentru publicitate. <laughs> <laughs> da, dar el a fost un moment în care rușinea care a venit cu fiecare linie tăiată a versului și care putea să nu existe, m-a da, deraiat de la un parcurs pe care eu puteam să merg și poate să fiu în fața dumneavoastră într-o altă caritate. De aceea e important să vedem până unde ducem rușinea. Pentru că dacă rușinea este folosită ca să învățăm anumite lecții, acolo trebuie să o plasăm. În rușinea potentă, cea care ne învață ceva. În momentul în care depășim limitele și facem și doar în posibilitate rău celui de lângă noi, atunci ar trebui să încercăm să o evităm cu orice preț. Dar nu e posibil să te fie ajutat rușinea aia? Că poate chiar nu era ce trebuia să faci. Nu știu. Adică, nu știu poet în viață. Acum, nu știu ce să eu mai scriu poezii. Vorba lui Bob. A fost doar un eșec? Da, deci, că, uite, nu-ți merge rău. Nu, nu, nu merge rău și faptul că nu știu, scriu texte de promovare acum se datorează fix exercițiilor de atunci. Dar până mor tot public o carte de poezie. Hai <gătări> să fie te ambiționat. <gătări> Mulțumesc! La mine e un lucru de care chiar sunt mândră, cu toate rușinile și genele mele că, și cu toată goana asta de a mulțumi pe toată lumea, de a fi plăcută, de a um, mă lăsa pe mine pe locul 2 și toată lumea e mai importantă și ce crede de lumea despre mine și cât mă consum și mă frământ pe subiectul ăsta. Um, deci un lucru pe care sunt mândră e faptul că niciodată nu mi-a fost rușine cu ceva ce -au, ce au făcut copiii mei, în nimic în ceea ce îi privește pe ei. De fapt, cred că despre asta e vorba. Ori cu ce am venit noi de la părinții noștri. Atât au știut oamenii aceia, la vremea respectivă, cu ce au știut, cu ce au putut, atât au făcut. Cred că e important, de fapt, ce facem noi mai departe, cum rupem cercul ăsta și cum mergem noi mai departe în relația cu copiii noștri. Și nu cred că e ceva ce se învață neapărat din cărți. Nu toată lumea mă întreabă, recomandă niște cărți de parenting. Eu care vorbesc despre parenting la televizor, scriu despre parenting, mai mare parte din viața mea se învârte în zona asta. Cele mai importante lecții de la copiii mei le-am învățat din interacțiunea cu ei, și nu le-am învățat din cărți, nu le-am învățat de la alți oameni. Le-am învățat fiind gata să-i ascult pe ei, adică fiind acolo, am trei și încerc să fiu pentru fiecare în parte, atât cât îmi permit cele 24 de ore dintr-o zi, să fiu acolo pentru fiecare în parte. Și spuneam că nu mi-a fost niciodată rușine cu ei sau cu ceva ce ei ar fi făcut. Și gândiți-vă, sunt copii, ăsta mare, adolescent, are 15 ani, fata are 4, mijlociul are 9, sunt copii de vârste diferite, am trecut prin experiențe diferite, am fost chemată la școală, nu-și fac temele, au fost implicați în diverse incidente, s-au bătut, sau au făcut prostii, că au făcut, da? Întotdeauna s-au venit acasă, sau am primit telefon de la unul dintre ei, ăsta mare, mama, s-a întâmplat ceva groaznic. Primul lucru Întotdeauna, când se întâmplă așa, și când mă sună primul lucru pe care îl întreb, și eu și-tai că ești bine? Atât, e primul meu gând, ești bine? Da. Ok, găsim o soluție, orice ar fi, hai acasă să vedem. Sau vine la ușă cu vecinul de mână, că nu știu ce a făcut, s-au dus și au inspectat șantierul un lucru al vecinului, i a prins, au crezut că fură ceva de acolo, au venit, vecinul mi-a adus acasă. Nu mi-a fost rușine niciuna dintre situațiile astea, m-am dus cu capul sus, dar ăștia sunt copiii mei și am încercat din fiecare împreună cu ei, mă, ce învățăm din situația asta? Hai să vedem ce învățăm și hai să vedem ce facem mai departe. Că dacă pe cine a plecat și eu iau copilul și zic, mă, mi-a crăpat obrazul de rușine din cauza ta, ce am obținut? A înțeles că pe mame e rușine cu mine, da? Că am făcut un lucru rău, și că eu sunt un om rău, când, de fapt, e același copil al meu, eu știu ce copii am crescut. În primul rând, despre asta e vorba, că i-am crescut într-un fel și am încredere în ei și de asta știu că orice ar face, nu o să, are cum să-mi fie nici rușine și nu pot fi decât mândră de ei. Dar e important, cred eu, fel, e crucial, de fapt, mai mult decât important, felul în care reacționăm în momentul în care ei uh, greșesc și în momentul în care. Ceilalți ne trag de mână, uite ce a făcut fiul tu, uite fita, nu în stare, nu poate, nu... cum îl iau eu și ce fac eu. Despre asta cred că e vorba. Deci, ideea mea, cred, sau concluzia uh, micului meu monolog ar fi asta, nu contează ce au făcut ai noștri, cum suntem noi, contează ce facem noi mai departe în relația cu copiii noștri, cum rup cercul cum zici stop și de la capăt, eu pot altfel că știu altfel și că simt altfel și că înțeleg altfel lucrurile. Nu că i-au fost răi, dacă eu am posibilitatea să fiu altfel. Și pe această notă eu o să vorbesc despre cum mi-a impactat rușinea altora viața. În anul 2000, când am dat eu la facultate, puteai în sfârșit să dai la mai multe facultăți odată. Eu fiind din Bârla, mama a zis, trebuie să mergi la Iași, că e mai aproape, nu avem bani la București. am zis, nu, domnule, eu vreau la capitală. Când am ajuns la București, eu am ales facultatea de jurnalism. Pentru că eram o foarte bună scritoare de eseuri, poezii, e. tot felul de lucruri care astăzi nu mai au o mare intersectare cu viața mea. Dar pentru siguranță, pentru că vroiam musai la București, am dat la 4-5 facultăți, aveam o medie foarte mare la liceu și bacalaureat și puteam să-mi permit să fac asta. În același an în care eu am decis să dau la facultatea de jurnalism, care era de altfel cu cel mai urât sediu posibil, la leu, acolo, cu niște camere joase, cu niște aparatură extrem de veche, dar eu acolo voiam, era visul meu. Se dăduse o lege în baza căreia orice jurnalist care nu avea facultate, dacă aplica și admitea studii superioare, avea o mărire de salariu Și uite-mă pe mine în sală Cred că și eu în Cristoi era acolo Habar n-am, toată lumea efectiv Cert este că am luat o notă mică la creativitate Și am intrat cu taxă la jurnalism Pe când la facultate de litere La două departamente diferite Am intrat cu bursă Iar mama mi-a zis așa Mie mi-e rușine să mă duc la bârlad după ce tu ai fost olimpică și ai luat bacalaureatul cu 9.83, să spun că tu ești la facultate cu taxă. Ai să te duci la Universitatea București. Și așa cum vorbeam mai devreme despre cum alții pot să-ți impacteze viața, eu nu m-am dus la facultatea de jurnalism. Și n-am mai avut nicio tangență cu asta vreodată. Fac cu totul altceva. Jurnaliștii sunt prietenii mei, într-adevăr, că suntem într-un domeniu de comunicare cu toții. Dar visul meu s-a spulberat acolo industria în care sunt eu, slavă Domnului, conține și amul creativ, însă mesajul meu astăzi este aveți grijă ce impact puteți să impuneți în jurul vostru cu rușinea pe care o exprimați. Pentru că în viața mea, cariera pe care eu o visam la 18 ani, s-a spulberat pe loc cu această replică a mamei. Eu nu mă duc la bărlați să spun că copilul meu e cu taxă la București. Copilul meu trebuie să fie cu bursă la București. Asta este povestea mea astăzi. Una cu care m-am identificat și care este a lui Lumii, și anume faptul că foarte mult timp nu am avut curajul să spun că nu știu ceva, toată lumea se așteaptă ca eu să știu de toate. Sunt un fel de Siri, Alexa, Google și orice altceva al Bucureștiului cel puțin. Învățați să spuneți nu știu, pentru că și asta e ceva de care nu trebuie să ne fie rușine, nu trebuie să le știm pe toate, nu nu suntem perfecți, suntem frumoși așa cum suntem imperfecți și da, o parte din rușinea tradițională a vremurilor despre care au vorbit și colegii mei, ar trebui totuși să nu mai fie prezent. Mulțumesc! Doar Doar Monica Tatoiu le știe pe toate. În rest, noi nu prea le Și știi că le știe pe toate. Tem remarca cât de eficientă e de fapt rușinarea. No. Vă, vedeți exact. ce, te o, ce bună e? Eu pe cineva, pac, l-ai convins Dar să facă depinde din fac partea cui ce... a venit. Da, da, Mamei, cea mai importantă persoană din de viața ei, despre asta da. a fost. Nu, nu vă certa să lăsăm și organizatorii să Da, din discuțiile astea mi-am dat seama că și rușinea, ca și empatia, e cumva de două feluri. E rușinea aia bună, e pozitivă și rușinea toxică ca și empatia. Că e bine să fim empatici, în același timp nu e bine să simțim durerea celuilalt. Că dacă eu te văd că suferi și mă pun și plâng lângă tine, nu te ajut cu mare lucru. Plângem amândoi. Nu. Și cumva așa e și rușinea. E important să ne gândim la ce cred ceilalți despre noi, dar să nu lăsăm asta să ne definească existența. Și mi-am dat seama de, de chestia asta în anii de terapie, plus acum ascultându-i pe, pe colegii de scenă, că la mine cumva cariera a deraiat puțin tel pentru că am ales să mă duc la o facultate pentru că mi-a fost rușine să zic nu mai vreau să mă duc la facultatea pe care am ales-o în clasa șaptea. Pentru că un copil de clasa șaptea știe la ce facultate vrea să meargă și eu am zis în clasa șapte vreau să mă duc la facultatea asta. Am văzut entuziasm. Și pentru că am văzut entuziasm, am ales să mă duc pe drumul respectiv și am făcut facultatea și am făcut 10 ani meseria respectivă. Și abia după 10 ani am avut curajul să zic, nu-mi place, nu mă regăsesc, nu mă simt bine. Încă nu este 100% acceptată decizia mea. Mama e în sală, poate să confirme că nu Vorbim după, da? <laughs> că încă nu a acceptat 100% decizia mea. Am auzit îmi este rușine să spun că nu mai ești farmacist. Da. Și eu am zis, ok, dacă ți este rușine, e ok, le mă eu și spun la toată lumea. O să-mi fac un tricou și anunț eu cumva. Și cam, cam asta e cumva lecția mea despre rușine. Da, trebuie să o am, dar în da, același timp nu o las să-mi definească viața. Mm -hmm. Am avut un coleg în liceu, ăla cu latina, dacă vă aduceți aminte din povestea anterioară, că i-am șoptit și-o la 10, pe ceva ce el, el cred că e latin, când zici latin, el crede că e ceva dans sau ceva, nu știe că e o limbă care a murit de mult. Dar omul făcea atunci culturism. Da? Ca să faci culturism până în anii 90 și un pic, trebuia să mănânci, să bea, să ceva prafuri, ceva. Cred că așa cum se face așa, dar cu multe ouă. Și omul meu venea cu sticle de aia de lapte cu uh, gâtul larg, avea lapte în el, punea prafuri și punea vreo șase cru crude. Și bea. Crude, da. Crude, crude, colegă, cum? cum? Ce jumăr, ce cea ce <laughs> vrea. și bea din sticlă, e frate, deci o sticlă de un litru, înțelegi? Și la un moment dat, cumva nu le-o amestecat cum trebuie, așa, în clasă, așteptam să vină proful. Și el a bu gl 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 Noi ne uitam, toată clasa, imaginați-vă, ne uitam scârbiți la el. 30 de oameni se uitau scârbiți la ăsta cu omul făcea culturism, da? da. Și la un moment dat termină la sticla, Așa, și cum o lăsat -o așa mai brusc, ou, un albuș de ou, pe mm. nas, așa, și curgea în gură, știi? Mm. O liniște în clasă. Ce vizuală e. băi, și da, că mi-o aduc mine. Eram toată lumea de scârbiți. Ăla se așa, vede că toată lumea se uită la și face... Oh. E, e, nu m-așa am făcut tot, dar după aia am stat, băi, băi, ce-o fost mă în capul tău, care-i treaba? Și el mi-a zis, zice, zice mă doare în cur de voi. <răză> pentru că eu trebuia să-mi iau alea, proteinele că pentru mușchi, nu știu ce. Și e o lecție foarte bună pe care ne-a dat-o domnul Alin. Dacă obiectivul tău e ăla să faci treaba aia, nu-ți pese de ceilalți, că de regulă noi ceilalți cam vrem să ne faultăm unii pe alții. Și vine întrebarea, iarăși tură de masă era să zic. Ați avut un moment de la un declic, un ceva în care să realizați, bă, ia mai mergeți să morți mai voștri. Toți ceilalți Ce aderea cu stau ca proză Mă uit în gura voastră Sau dacă nu l-ați avut Când o să-l aveți? Deci mu-o să-i să-l Da um, Dar eu cred că le-am avut Mama mea a plecat din România Când eu aveam 16 ani Noi eram doi băieți Eu cel mai mic um, și a avut uh, două vise. să scoată băieții din uh, România, era 1980, și unul dintre ei să devină medic. Uh, și ne-a scos din România, am ajuns în Germania, când aveam eu 18 ani, și cum cel mai mare era deja pe zona de inginerie, prin curte mai rămăsese un fraier să devină medic. Uh, și fraierul a devenit medic. Și a lucrat patru ani într-un spital universitar din Frankfurt, și a dat și lucrarea de doctorat. Și după aia i s-a pus pata să se întoarcă în România și să facă antreprenoriat. Imaginați-vă cum m-am simțit eu să mă duc la mama. După aia vă povestesc cum m-am dus și la șeful meu da? de la spital, la profesor, să-i spun mamei că. Nu mai fac medicină, dar nu numai atât. Mă întorc și în România. E adevărat că se schimbase regimul, era 1995 și mi-a fost foarte rușine. Mi-a fost rușine. Cred că am avut nevoie de două săptămâni să-mi fac curaj, să mă duc până la ea și să-i spun lucrurile astea. Și am trecut peste momentul respectiv. Sigur că și reacția n-a fost atât de rea. Deși mi-a spus, mamă, ești așa în halat alb, să uită lumea la tine ca la un Dumnezeu. Păcat să te faci transportator. De bine că nu mă fac poștaș. De? Aș fi făcut fan purier, făceam și eu niște bani. Am făcut doar Eurolines, de? așa că m-am făcut șofer. Și după aia m-am dus la șeful meu, la profesor. Care, mă rog, acolo nu mai vreau să intru în toată povestea respectivă, eram și purtătorul de cuvânt al asistenților din spital, cu tare, nu știu ce. Și m-am dus acolo și am spus, uh, fica mea avea 2 ani și am avut posibilitatea asta să intru în concediu paternal. Asta era un misogin rău de tot. Se, se spunea la noi că angajează femei medic doar cu uterul în borcan. Altfel nu. Uh, și eu m-am dus la el și am zis, domn profesor, eu intru în concediu maternal. la a, -a la mine și a zis, dacă aveți o, să vă dau o tabletă, ceva, vă rău, aveți o boală. Uh, și am avut un sentiment de rușine. Mi-a fost greu să mă duc să-i spun. Uh, nu era ca acum medicii uh, căutau de muncă. Era greu să ai un loc de muncă și eu îl aveam. Uh, și eu mă duceam și spuneam lui așa. Dar până la urmă a zis, what the fuck? E viața mea, am luat decizia asta și am trecut peste sentimentul ăsta de ce o să zică toți ăștia despre mine și închei spunându-vă că era momentul în care cei care se întorceau din străinătate în România erau luzării. Nimeni în 1995 nu se întorcea în România uh, de bine. Se întorceau pentru că fugiseră în 90, 91, 92, 93 mineriade și alte prostii de genul ăsta, și nu reușeau să facă nimic în străinătate, se întorceau în România. Și ăsta a fost un alt sentiment de posibilă rușine peste care am trecut și am zis, ok, eu mă întorc în România în condițiile astea și a fost cea mai bună decizie a vieții mele. Am trecut peste sentimentul de rușine și față de mama și față de șef și față de întors, întors în România și wow, a fost wow cea mai bună decizie, ever